Moș Nicolae a trecut în noaptea de sâmbătă spre duminică pe la copiii cu minți care și-au lustruit ghetuțele și a lăsat numeroase cadouri. Dimineața cei mici și-au găsit cizmulițele pline cu dulciuri, fructe, haine sau jucării. Mulți dintre ei au respectat tradiția și au scris moșului ce și-ar dori să primească, iar dorințele le-au fost îndeplinite. Ce cadouri ai primit tu de Moș Nicolae? Dulciuri. Și asta ți-ai dorit? Da. Față de anul trecut, cum a fost Moș Nicolae pentru tine? Așa, așa, așa. Am primit dulciuri și fructe. Și ți-au plăcut? Da. Față de anul trecut a fost mai darnic? Nu, tot la fel. Eu am primit 2 ponei, dulciuri, un glob de zăpadă și un papagal adevărat, papagăliță. Asta ți-ai dorit? Asta ai scris lui Moș Nicolae? Da. Și de ce crezi tu că primesc doar copiii cu minți cadouri? Pentru că îi răsplătesc pentru munca lor. Anul acesta a fost mai darnic, nu, Moș Nicolae? Da. Ai fost mai cu minte decât anul trecut? Cam la fel. Am primit dulciuri și un ceas. Ceasul acesta? Da. Și ce reprezintă ceasul acesta? Ce desen are? Cu mașini. Asta ți-ai dorit? Da. Îți plac mașinile? Da. Și ai scris înainte lui Moș Nicolae? Da. A fost mai darnic decât anul trecut? La fel. Tu ce ai primit? Dulciuri, Adidas și o pijamaluță. Aveai nevoie de Adidas și pijamaluță? Da. Și cum sunt? Sunt frumoase? Frumoase, da. A fost darnic Moș Nicolae pentru tine? Da. De îndată ce au ajuns în sălile de clasă și s-au reîntâlnit cu colegii, copiii au povestit fiecare ce au găsit în ghetuțe anul acesta. Mulțumiți de daruri, se gândesc cu emoție la următorul moș, care va fi și mai darnic și care va trece pe la ei în ajunul Crăciunului.